A început perioada virozelor respiratorii, iar spitalele sunt pline de pacienți infectați. Cadrele medicale fac tot ce pot să evite epidemiile și încearcă să reducă numărul bolnavilor. În consecință, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești se impun măsuri de prevenție clare, la care toată lumea trebuie să se supună. Se reduce programul de vizite, iar masca devine obligatorie fără echivoc. Spitalul Clinic Județean din Ploiești este plin de pacienți pe toate secțiile. Cum virozele respiratorii afectează din ce în ce mai mulți oameni în această perioadă, măsurile de prevenție se impun. La nivel național, purtarea măștii este o recomandare, dar noi ne putem permite ca persoane care vin să-și viziteze rudele internate și care poate au o infecție respiratorie să transmită și să agraveze starea unor bolnavi. Și atunci îi rugăm pe toți care vin să-și viziteze rudele în spital să poartă mască și botoși. Nu trebuie să le cumpere, le furnizăm noi gratuit. Nu este singura măsură de protecție care va fi trecută pe lista de impuse. Medicii vin cu un apel către toți aparținătorii. Timpul de vizită intenționez astăzi să reduc la 15 minute și maxim o persoană de pacient internat. Pentru că au fost situații când au venit 4 persoane să vadă un singur. Vă dați seama, în salon sunt 5 bolnavi. Dacă la fiecare vin 4 la vizită, ce se întâmplă acolo? Pe lângă această măsură, spitalul nu le va mai permite aparținătorilor să vină în vizită zi de zi, așa cum mulți procedează. Totodată, ei ar trebui să se asigure că nu au niciun simptom de gripă. Dacă tușesc, ar fi bine să nu vină în spital, chiar dacă poartă mască, deoarece există riscul transmiterii bolii către pacienți. E foarte greu când ai pe cineva în terapie intensivă, dar pe de altă parte, riști să fii cu germeni care n-ar fi foarte buni pentru sănătatea respectivei rude. Consider că pentru protecția noastră este o măsură foarte bună. Am văzut de multe ori vin 10 oameni la câte un bolnav, dar nu e cazul. Vine unul, aduce tot ce are nevoie. Tot ce fac ei e bine. Conducerea spitalului a precizat că incidența cazurilor de infecții respiratorii nu a crescut mai mult decât se obișnuiește la început de toamnă, însă aceste măsuri sunt necesare pentru prevenție.